Hai să vedem pentru ziua de vineri, 23 iulie, care este energia zilei folosind o singură carte de tarot. Avem aici Cavalerul de Cupe. Această carte vrea să-ți aduc aminte că oportunitățile ideale pentru tine, persoanele ideale pentru tine, jobul ideal, locuința ideală, lucrurile care sunt menite pentru tine o să apară în viața ta la momentul ideal. Nu forța lucrurile, nu testa bunătatea Universului, nu îți încerca norocul în această zi și învață să ai răbdare. Pentru că aici Universul, Divinitatea, Dumnezeu, cum vrei să-i spui, pregătește pentru tine niște surprize foarte plăcute. Doar că aceste surprize nu o să apară în viața ta după orarul tău, atunci când tu îți dorești, ci o să apară atunci când ești pregătit sau pregătită pentru aceste binecuvântări divine. Dacă te frustrează faptul că un partener sau o parteneră nu se mișcă la fel de rapid cum ți-ai dorit tu, analizează atent în interiorul tău de unde vin aceste nevoi de control și înțelege că dragostea, sentimentele, emoțiile nu se pot controla rațional, nu se pot planifica în calendar așa cum îți planifici toate ședințele. Aici trebuie să lași libertate destinului să intervină și să îți facă surprizele plăcute pe care ți le dorești. Dacă ți-a plăcut interpretarea zilei și vrei să vezi mai multe astfel de etalări, te invit pe canalul meu de YouTube, unde am pregătit o grămadă de surprize plăcute pentru tine. Pa, pa!